La 26 de ani de la Revoluție, gorjenii au marcat momentele în care comunismul a căzut. De la cetățeni de rând și până la oficialități județene, cu toții și-au amintit de cei care au scris istorie în anul 1989. Preoții au oficiat o slujbă de pomenire, iar intonarea imnului național, la fel ca și depunerea de coroane, au fost momente emoționante. Piața prefecturii a fost ocupată doar de militari, jandarmi și polițiști. Au pus spre făcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Șirul evenimentelor a continuat cu alocuțiunile evocatoare ale reprezentanților municipiului Târgu Jiu și județului. Cele destine aparte care s-au sacrificat pentru demnitatea de a fi român, pentru demnitatea de a fi liber. Aceia sunt eroii poporului nostru. Fie că au luptat pentru identitatea noastră, s-au jertfit pentru independență, integritatea, hotarelor patriei sau libertatea noastră a tuturor românilor, eroii noștri trebuie respectați cum se cuvine. La 26 de ani de la sângeroasele lupte de stradă ale Revoluției Române, autoritățile locale spun că sacrificiul suprem nu va fi uitat și nu trebuie uitat niciodată. Ne-au lăsat cea mai de preț moștenire, libertatea și dreptul de a ne decide singuri viitorul. Revoluția română va rămâne pentru totdeauna un moment unic în istoria țării noastre, pentru că eroismul și spiritul de sacrificiu al românilor au reprezentat piatra de temelie a democrației mult așteptate. Finalul evenimentului i-a aparținut gărzii de onoare care în pas de defilare a mărșăluit în piața prefecturii.